Crimă învăluită în mister în comuna Lisa. Cadavrul unui nou-născut a fost găsit într-un butoi în curtea unei case. Polițiștii au început cercetările și au audiat mai multe persoane. Printre acestea se numără și o tânără în vârstă de 29 de ani, bănuită că și-ar fi ucis copilul. Potrivit unor surse judiciare, la audieri, femeia a susținut că ea nu a născut de curând. În trecut, aceasta și-a mai abandonat încă 4 copii după naștere. Procurorii și polițiștii continuă ancheta, care se dovedește însă a fi una dificilă. Inspectoratul de Poliție Județean Brașov face în acest moment verificări cu privire la săvârșirea faptei de ucidere a nou-născutului săvârșită de către mamă, faptă prevăzută de articolul 200 aliniat 1 din noul cod penal. Cercetările sunt în fază incipientă și sunt realizate sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Făgăraș. În cauză nu a fost dispusă nicio măsură preventivă. Potrivit unor surse judiciare, femeia de 29 de ani, care era îngrijitoare la un dispensar din comuna Lisa, ar fi internată într-un spital din Brașov pentru investigații. Veste bună pentru brașoveni și turiști. Pe drumul național 73, la intrare în Râșnov, se fac lucrări de asfaltare. Vremea favorabilă le-a permis muncitorilor să înceapă activitatea încă de sâmbătă, pentru stratul de bază din asfalt. Săptămâna aceasta va fi turnat cel de-al doilea, care să rezolve problema diferenței de nivel față de sensul opus de circulație, unde în prezent este beton. Se asfaltează drumurile. Ce părere aveți? O să fie un drum mai bun? Probabil că da. Nu știu, o să fie un drum. Foarte bine că îl asfaltează, că foarte rău era ăsta. Dar până la Pitești îl asfaltează. Da. Ne bucurăm. Felicitări. Se fac acum lucrările. Păi se fac. O să fie foarte bine. Deci este un lucru foarte bun. Că asfaltează cu atât mai bine, în rest. Este un lucru bun. Păi bineînțeles că e bun, da. Și la noi aici, în cartier, în Iserie, s-a asfaltat. Acum se asfaltează DN73. Foarte bine, să facă, că altceva, ce au de făcut, asta să facă, nu? Lucrările de pe DN73 sunt primele în care se folosește mixtura produsă în stația proprie a constructorului, societatea Asfistraco. Societatea Asfistraco, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, reabilitează cel mai tranzitat drum din județul Brașov, DN73, care face legătura cu județul Argeș, prin localitățile Brașov, Râșnov, Bran, Fundata, Câmpul Lung și Pitești. Se fac modernizări pe o lungime totală de 104 km. În județul Brașov se reabilitează aproape 37 de km de drum. Lucrările efectuate de societatea Asfistraco vizează în principal lărgirea drumului la minim 8 metri, pregătirea lui pentru autovehicule de până la 11,5 tone, reconstrucția completă a 6 boduri și reabilitarea altor 20. Valoarea totală a contractului este de 274 de milioane de lei. Expoziție inedită la Colegiul Național Emil Racoviță. Vernisajul intitulat Monumentele Eroilor Primului Război Mondial prezintă 144 de fotografii ale unor monumente din județul Brașov, ridicate în memoria ostașilor căzuți pe câmpul de luptă în prima conflagrație mondială. În cadrul proiectului dedicat centenarului Mării Unirii, au fost realizate și 8.000 de hărți ale județului nostru, care prezintă localitățile în care se găsesc monumentele. Hărțile vor fi distribuite în școli. Monumentele se împart în mai multe categorii, sunt cele cu o valoare estetică deosebită, aș menționa aici Monumentul Victoriei din Ungra, este un personaj feminin reprezentând Victoria în conflictă militară, de obicei sunt multe figuri masculine, sunt soldați cu arme în mână, armă la picior, în plin atac. Am avut și neplăcuta surpriză să căutăm o piatră funerară într-un cimitir al unui erou și nu am mai găsit-o. Acolo este mormântată o familie acum de curând, iar într-unul dintre orașele din județul nostru de asemenea trebuia să fie un monument al eroilor în piață. Piața a fost refăcută și monumentul nu l-am găsit. Mi se pare destul de interesant, deoarece așa învățăm și noi un pic despre istoria noastră din țară și ne aducem și noi aminte de eroi care au luptat pentru drepturile și pentru țara noastră. Sunt foarte încântat de această expoziție, deoarece am putut
descoperi mai multe despre județul Brașov, despre monumentele și despre istoria județului Brașov. Fotografiile vor fi expuse și în alte 5 școli din județ. Proiectul intitulat Monumentele Eroilor Primului Război Mondial a fost finanțat de Consiliul Județean Brașov cu suma de 20.000 de lei. Program special la sfârșitul acestei săptămâni la Primăria Brașov. La Serviciul de Evidență a Persoanelor din 30 noiembrie și până în cea de-a doua zi a lunii viitoare nu se va lucra cu publicul. La Serviciul de Stare Civilă însă, pentru cei care trebuie să obțină certificate de deces, la sfârșitul acestei săptămâni va fi program doar în prima zi a lunii decembrie, mai exact în intervalul orar 9-13. Activitatea la toate serviciile de la Primăria Brașov va fi reluată potrivit programului obișnuit din prima zi a săptămânii viitoare. Incursiunea în redescoperirea românismului și a idealurilor unioniste înfăptuite în anul 1918. Pe această temă, femeile liberale din Brașov au organizat la Casa Mureșenilor evenimentul intitulat Femeia Brașoveană acum 100 de ani. Au fost aduse în prim plan sentimentele patriotice care însuflețeau și influențau curentul istoric al acelor vremuri, precum și spiritul limbii române, dar și pe cel gazetăresc din urmă cu un secol. Ca un copil la șterii dimineață, până la lacrimi, e dragă viața. Și au ce splendoare, mă doare. Vom omagia figuri feminine reprezentative pentru Brașov, care prin activitatea dumnealor au reușit să lupte pentru promovarea românismului. Cred că este un privilegiu să fim astăzi aici, în an centenar, încercând să aducem în lumina zilei noastre, contemporană, femeile ce au trăit acum 100 de ani și au făcut istorie. Este un eveniment pe care cred că nimeni nu putea să-l pună mai bine în valoare decât Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal, cel care este cel mai vechi partid politic din România, este realizatorul României Mari și cred că noi brașovenii, în anul centenarului, avem obligația de a crea astfel de evenimente. Femeile liberale au organizat evenimentul pentru a retrăi farmecul și atmosfera anilor în care s-a scris istorie la Brașov. Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru Copii, Fulg de Nea, a înregistrat în weekend un nou succes. De concurenți cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani au luptat pentru distincțiile puse în joc la Centrul Cultural Reduta. S-au oferit premii la fiecare categorie de vârstă, premii speciale, dar și marele trofeu, Fulg de Nea. Președinta juriului a fost soția regretatului compozitor Dumitru Lupu, Ileana Șipoteanu. Pornim de la, evident, de la calitățile vocale, intonație, prezență scenică, interpretare artistică. Pentru că pentru mine foarte, foarte important este interpretarea artistică. Festivalul Național de Muzică Ușoară, Fulg de Nea, a fost organizat de Asociația Viva la Musica în colaborare cu Consiliul Județean Brașov. Psihologie, educație și dezvoltare umană, abordări în traumă și practica reflexivă. Acestea sunt temele conferinței internaționale organizate în weekend de oficialii Universității Spiru Haret din Brașov. Specialiști în domeniu din Marea Britanie și din țară, printre care s-au numărat și experți din Brașov, au abordat teme precum consilierea educațională, psihopedagogia specială, psihologia muncii, dar și aspecte legate de psihologia judiciară. Am oferit informații și tehnici de bune practici atât psihologilor care lucrează cu persoanele care au suferit o traumă, cât și specialiștilor care intervin zi de zi în situații de risc, cum sunt accidentele rutiere, smurdul, jandarmeria. O conferință extraordinară, o valoare științifică ridicată. Colegii mei de aici și-au dat silința ca noi invitați
invitații să ne simțim foarte bine și de asemenea au adus în echipa de organizare și de prezentare științifică oameni valoroși, invitați din Anglia, invitați din țară, de la alte universități. Totul a fost excelent. Agenția Națională Antidrog, prin structura sa teritorială, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov, a ales să participe în calitate de organizator, de co-organizator la această conferință, din dorința de a expune cât mai mult din ceea ce înseamnă expertiza noastră în mediul academic și importanța mediului științific în studiile și cercetările pe care le efectuăm. Conferința pe teme de psihologie s-a desfășurat pe durata a 3 zile. Iubitorii de animale vor avea o surpriză de anul viitor. Aceștia vor avea posibilitatea să vadă pinguini și foci la grădina zoologică din Brașov. În data de 10 decembrie vom ști câștigătorii, se finalizează, urmând ca cei care câștigă licitația să în 3 luni de zile să aibă la dispoziție, au la dispoziție pentru a putea face proiectarea pentru acest nou spațiu, care conține nu numai spațiu pentru pinguini, ci și un spațiu pentru mixt, pentru lei de mare și foci. Vor fi aduse 20 de exemplare de pinguini, o pereche de foci și lei de mare. Până când vizitatorii se vor bucura de aceste specii, aceștia au ocazia să admire alte două exemplare ce au fost aduse de curând la grădina zoologică din Brașov, și anume un vultur de mare și o buhă. Exemplarul de buhă este adus din Zoo Zagreb. Este o fată în vârstă de aproximativ 7 ani, ceea ce pentru ele e o vârstă tânără. Este un vultur de mare al lui Stellar, o fată în vârstă de 1 an, practic e un pui. Arată impresionant și asta deoarece din punct de vedere al greutății este cea mai grea pasăre de pradă. La vârstă adultă o femelă poate ajunge la circa 9 kg. Programul grădinii zoologice este de marți până duminică, de la ora 9 la ora 18. Muzica anilor 70 a făcut deliciul brașovenilor prezenți în weekend într-un mall din oraș. Ei au dansat și s-au bucurat de muzică de cea mai bună calitate. Retro Zumba vrea să scoată în evidență muzica veche, pe care de multe ori o uităm, deși noi la sală folosim foarte multă muzică modernă. Muzica de radio în special este favorita cursanților. Vrem să revenim puțin în timp cu muzica anilor 70, 80, 90, muzica cu care noi am crescut, o parte din instructor, și care încă noi o folosim la sală zilnic.